podcast realizat cu suportul rapid ASIC.md, profesioniștii care au grijă de tine. Salutare! Bine ai venit, Vlad, astăzi să la Puși pe Fugă. Eu mă bucur că, în sfârșit, agenda ta și agenda noastră s-a sincronizat. Încă de câteva luni în urmă... Piscuim tot... de vreo jumătate de an, nu? Da, nu de jumătate, dar aproape de jumătate de an. Este de când tot vreau să intru în contact cu tine și să aflăm mai multe despre aventura pe care ai avut-o. Mulțumesc! Despre persoana, personalitatea. Sunt bucuros să fiu alături de voi. De unde vine asta? Un om dintr-o țară caldă, cu o pasiune de curse în condiții vitrege. Citind o carte despre această cursă, țin minte, eram în 2018, eram într-o tabără pentru copiii cu cancer și seara, după ce puneam copiii la culcare, mai apucam să fac diverse lucruri sau în pauză mai citeam câteva pagini și aveam cartea aceasta și mi s-a făcut frică cum să alergi 620 de kilometri la minus 50 de grade, fără niciun fel de ajutor, fără nicio echipă, cu o sanie de 40 de kilograme după tine. Și frica aceea a fost cumva transformată într-o motivație, pentru că în tabăra aceea am întâlnit o fetiță a cărui vis este să devină medic. Ea acum studiază în Anglia, la Oxford. Și părinții ei nu aveau posibilități să o ajute cu pregătirea pentru medicină. Și atunci m-am gândit ce aș putea eu să fac pentru această fată, să o ajut cu pregătirea la admitere. Așa că de aici a pornit. Fiind inspirat de această tânără, m-am înscris la curs, le-am scris organizatorilor că sunt Vlad de la Cluj, nu am niciun fel de experiență polar, n-am mai fost niciodată la o cursă de genul acesta. Cel mai mult alergasem 168 de kilometri și, spre surprinderea mea, organizatorul a fost deschis să mă primească, să-mi trimită lista de echipament și tot ce am nevoie pentru pregătire. Așa că am avut 6 luni la dispoziție să mă antrenez pentru cursa scurtă de la 6633 Arctic Ultra. Și unde ai găsit loc cu zăpadă pentru antrenament? Aici a fost mai dificil, pentru că la Cluj a fost cel mai frig, minus 10, cred, atunci, în iarna aceea, așa că a trebuit să mă duc pe la Bâlea Lac, prin Retezat, și să caut zăpadă, să fac baie în lacuri cu gheață. Uh-huh. Mi-am cumpărat și un butoi în baie, în care puneam apă cu gheață și făceam scufundări, exerciții de respirație. Țin minte că alergăm prin Cluj în pantaloni scurți și oamenii se uitau ciudat la mine că ce face băiatul ăsta, se îmbolnăvește, dar... Motivat fiind de puterea copiilor de a învinge boala, știam că și eu voi avea puterea să alerg pentru ei, pentru că pentru mine ei sunt niște supereroi. Și dacă ei nu renunță în lupta cu boala, de ce aș renunța eu să lupt pentru ei? Am auzit diferite istorii despre tine, nu multe, dar diferite. Și am înțeles că ești o persoană dedicată acestei cauze de a ajuta, de a salva copii. Da, cred. Și până a face aceste curse? Pot să spun că încă de la 14 ani am făcut voluntariat, pentru că atunci cineva din familia mea a murit de cancer și nu înțelegeam de ce Dumnezeu poate să ia o persoană atât de bună într-un timp atât de scurt și făcând voluntariat la spital, eram clovn, mergeam, înveseleam pe copii cu baloane, cu activități terapeutice, făceam terapie prin artă și încă din liceu m-am implicat mult la pediatrie 2 la Cluj, aici la spitalul de pe secția de leucemie la copii. Pe urmă, cumva lucrurile s-au mai dizolvat, pentru că mă pregăteam pentru arhitectură, mă pregăteam pentru Academia de Arte și timpul nu mi-a permis să mă implic ca și voluntar. Dar apoi, în 2015, am revenit cumva și am început să alerg, tot motivat de copii, că înainte nu alergam, eram alt om, să zic. Cum ai început tu să alergi? Și cum ai ajuns la cei 160 sau 180, că ai spus? 620 de kilometri. Nu, când prima dată, înainte prima, să ajungi la Arctic. La Arctic. Am fost într-o relație lungă de 12 ani și
mă mutasem din București, înapoi la Cluj, treceam printr-o perioadă grea, nu știam în ce direcție să o iau, lucrurile erau în ceață, sufeream din cauza despărțirii, ca și terapie sau ca și cel mai simplu lucru pe care am putut să-l fac a fost să mă plimb prin pădure. Și asta a devenit o terapie, un program, un ritual zilnic. Și plimbându-mă mi-am dat seama că pot să și alerg. Deja corpul meu se simțea mult mai bine, mult mai relaxat. Este și un studiu medical care spune că sunetele, mirosul, liniștea din pădure are efect terapeutic. Așa că plimbările s-au transformat în alergări, alergările s-au transformat în drumeții pe munte. În acel an am fost ca voluntar într-o tabără pentru copii cu cancer. Acolo întâlnisem un băiețel micuț care era plin de energie, se cățăra pe panoul de cățărat, călăria, înota, era cel mai activ băiețel, în ciuda faptului că nu avea un picior. Și mă întrebam cum, Doamne, poate un băiat să se bucure atât de mult de viață și totuși să nu aibă un picior. Și eu am crezut acolo că mă duc să ajut, să fiu voluntar, să-i ajut pe acești copii, dar de fapt acești copii m-au învățat pe mine că viața, că momentul, că prezentul este un dar. Acesta este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Acum, prezentul, familia, sănătatea noastră. Mâine, nu știm. După ce am realizat că acest băiat se bucură de viață, mi-am dat seama că eu nu făceam nimic cu darurile mele. Eu nu făceam nimic cu mâinile mele, cu picioarele mele. Și atunci am început să alerg ca nebunul pentru acești copii, să-i ajut să meargă în tabără. Că am văzut cât de benefică este această tabără pentru ei și cât de benefică a fost pentru mine, pentru că odată cu această experiență am căpătat și eu o vindecare în suflet. Și am început să alerg prin Cluj, apoi prin România, apoi prin Africa, Hong Kong și pe alte continente. Alergi pentru plăcere, pentru terapie în continuare. Așa înțeleg că medalele nu prea te interesează. Sau te interesează și medalele? Nu, motivația mea este să ajung la finish. Eu cred că fiecare om care ia startul unei curse este deja câștigător, pentru că a făcut acel pas de speranță, acel pas de încredere. S-a antrenat, că a fost acolo, a avut curajul să ia startul și nici nu contează dacă ajungi la finish sau nu. Bineînțeles, este frumos să ajungi la finish sau să câștigi sau să ai un succes, dar adevărata luptă este călătoria, nu este finish-ul. Procesul. Da. Și la început, pentru mine, alergatul a fost ca și o terapie de vindecare, dar s-a transformat într-o motivație, într-o forță, într-o energie care a inspirat mii de oameni care au donat sau care s-au apucat și ei de alergat, auzindu-mi povestea. Și dacă un om simplu din Cluj a putut să facă asta, să ajungă aici, să câștige cel mai dur ultramaraton din lume, cred că oricine poate. Doar trebuie să fie motivație, disciplină, restul vin de la sine. Ai participat la 4 ediții de la Arctic. Da. Care a fost cea mai grea? Da, e greu să spun. Care a fost cea mai provocatoare? Eu numai doar când mă gândesc la ce temperaturi și în ce condiții. Fiecare curs a avut o altă energie, o altă motivație, un alt nivel de pregătire, dar cred că cea mai dificilă, cea mai frumoasă, de fapt, pentru creșterea noastră, pentru creșterea mea, a fost cea în care am eșuat. Pentru că atunci când am avut degerături și am fost scos din joc, mi-am dat seama că trebuie să mă antrenez mai mult, trebuie să îmi găsesc echipament mai bun. Și a fost un moment în care undeva la 300, puțin mai încolo de 300 de kilometri, nu eram într-o stare bună, nu dormisem 48 de ore, mersesem în continuu, halucinațiile au devenit din ce în ce mai puternice, nu mai făceam diferența între realitate și ce halucinații aveam. Vedeam oameni în loc de copaci sau vedeam animale care dansau în jurul meu sau alergam și adormeam în timp ce alergam pe râul de gheață și mă trezeam în zăpadă și nu mi-aminteam cum am ajuns acolo. Și cred că acolo m-a făcut să înțeleg că trebuie să devin mai puternic, trebuie să găsesc soluții mai bune, trebuie să cresc.
ca să pot să termin o astfel de cursă. Celelalte trei curse le-am terminat și au fost cu provocările lor. Au fost cu momentele de panică, au fost cu fricile lor, dar din eșecuri învățăm. Prima, cred că e dificilă, că nu știi ce te așteaptă. Exact. E prima experiență, nu știi cum se va comporta organismul, psihicul. Da. A doua, parcă deja știi ce te așteaptă, însă surprize pot să te aștepte pe traseu. Pentru mine a fost a doua cursă mai grea, pentru că eram motivat de prima cursă. Uh-huh. Eram un tânăr din Cluj, nimeni nu știa nimic, nu știa la ce curs am alergat. Toți ceilalți participanți alergaseră în deșert, în Antarctica, erau soldați din forțele speciale. Multe, multe, multe experiențe. Și am apărut eu, care habar nu aveam de cursa asta, eu am zis că îmi doresc să ajung la finish. Și dacă ajung ultimul, e foarte bine. Și e copleșitor să încep cursa de la cercul polar, să ai temperaturi de minus 35 de grade ziua și minus 50 de grade noaptea, să simți cum corpul tău suferă din cauza frigului, ca și cum ai fi înțepat de un milion de ace. Țin minte că mi-am dat foc la haine ca să pot să mă încălzesc, pentru că am avut atacuri de panică. La prima cursă am dormit doar o oră în toate cele 35 de ore jumătate. Și bucuria a fost să termin cursa, dar a fost și o greșeală, pentru că am perceput a doua cursă, cursa de 620 de kilometri, mult mai nepregătit, mult mai naiv, să zic așa. Și am mers crezând că voi putea face aceeași strategie și în a doua cursă, adică fără să dorm, să-mi împing limitele corpului cât mai mult. Ajungând acasă, cu acea bucurie, Raluca, cu care eram în relație atunci, cu care eram căsătorit, era însărcinată, urma să avem un copil, câștigasem cursa, era totul așa frumos și așezat și lucrurile mergeau bine în viață. Și apoi am aflat că copilul a murit în burtică, relația dintre noi a început să aibă o prăpastie, a început să se creeze o prăpastie între noi. Am plecat și cu încărcătura asta emoțională în cursă, că murise copilul, că relația dintre mine și Raluca nu mai era bună. Și oricât de mult credem că nu ne influențează emoționalul în ceea ce facem, are un impact mai mult decât credem. Și probabil și asta a contribuit la eșec. Că de fapt asta a fost o lecție de smerenie, în care mi-a arătat că Vlad, natura mi-a arătat că Vlad, tu ești un nimic. Asta am simțit. Pur și simplu natura m-a rupt în bucăți și m-a făcut să văd că nu pot să termin cursa asta. Vlad, înțelegi? Mie mi se pare tot supui unor, nu că experimente. Tu parcă ai nevoie să treci prin greutățile astea. Tu cauți o veșnică terapie, cauți. Sau eu greșesc. Ce ți-a ajutat ție? Uite, tu te supui în continuare unor, nu că chinuri, unor provocări extraordinare și nu te oprești. Da, nu mă opresc. Poate... Ce-ți ajută ție din punct de vedere psihologic? Fiindcă eu înțeleg că mai mult aici contează setarea mentală decât fizicul. Da, setarea mentală... Eu pot greși, eu n-am trecut prin așa ceva. Da. Dar mie mi se pare că aici setarea mentală e pe primul plan. Da, setarea mentală este 50% cred că din succesul de a termina cursa, nu de a câștiga cursa. Poți să faci greșeli atât de mici și de simple în această cursă și să fii scos din joc. Au fost oameni care au avut încălțări prea rigide sau și-au scăpat apă pe ei și a înghețat totul, sau nu au dormit suficient sau nu au mâncat suficient sau au alunecat și s-au căzut la spate, s-au lovit la spate. Și motivația asta mă ține, pentru că de fiecare dată când ajung acolo în infernul alb, mă gândesc, când am zile grele, mă gândesc, tu de fapt pentru ce ești aici? Ești pentru o medalie? Ești pentru să dovedești ceva? De fapt, ce îți dă energia aceea? Și când scot tot timpul port cu mine bilețelele copiilor, le port aici la piept și când am o zi grea le citesc.
mesajele copiilor bolnavi și îmi dau seama că de fapt eu sunt picioarele copiilor care nu pot să alerge. Eu de fapt acolo sunt, să alerg pentru cei care nu pot, să fiu vocea celor care nu pot să ceară ajutor, a copiilor care nu au avut parte de o educație sau care au pierdut școala fiind în spital la tratament. Și dacă Dumnezeu mi-a pus o viață bună și mi-a dat niște părinți frumoși și am avut parte de educație, cred că acum este rândul meu să ajut pe alții. Pentru că cred că suntem cu un scop aici. De ce nu m-am născut în Africa? Sau de ce nu m-am născut în Rusia? De ce m-am născut în Cluj? Cred că trebuie să las țara asta mai bună decât am găsit-o. Și cred că fără educație, uitându-mă acum cu grevele profesorilor, cu bullying-ul din școală, cu problemele pe care le avem, cu faptul că societatea asta este din ce în ce mai toxică, că sunt mai mulți bogați și mai mulți săraci. Diferențierea e foarte mare. Da. Și dacă eu pot să schimb ceva, dacă pot să schimb viața a 1000 de copii prin educație, gândiți-vă câte ramificații, câte schimbări vor avea loc în viața lor din cauza asta. Pentru că fără educație nu poți să faci nimic. Vei trăi doar în sărăcie, vei lucra pe puțin bani sau poți să prinzi aripi și să devii profesor, să devii medic, să devii artist, să devii sportiv de performanță. Și e atât de simplu să schimbăm. Eu doar alerg. Sunt un om simplu care s-a apucat de alergat pentru că a trecut printr-o depresie și care prin exemplul lui a reușit să motiveze pe alții să ajute. Tu ți-ai găsit menirea? Ți-ai găsit, să spunem așa, tu ești practic ca un instrument de a schimba destinele altora. Prin tine se schimbă destinele altora. Fiindcă tu canalizezi niște surse financiare din donații pentru a schimba pe moment sau pe termen lung destinele unor copii. Eu așa văd. Mie îmi place să cred că împreună facem asta, nimic singur. Pentru că toate mesajele mele, sensibilizat anumiți oameni care rezonează cu ideea ta și cu tine. Exact. Și care donează, pentru că fără voi, fără oamenii care donează, fără companii, fără media, fără online, vocea mea nu ar putea fi auzită sau nu am putea să strângem banii necesari pentru acești copii. Da, am văzut că s-au adunat sume destul de bune. Așa îmi pare mie. Fiindcă, așa o fi. Fiindcă noi tot Călin discutăm uneori și mai avem un alt podcast unde noi am discutat și despre caritate. Și caritatea tot are fețe diferite. Unii oameni fac caritate pentru branding personal, să numim așa, alții tu faci alt tip de caritate, prin intermediul tău cel puțin să faci caritate de alt tip. Cât de complicat s-a fost să găsești acești oameni care donează? În primul rând, trebuie să găsești o cauză în care să crezi și în care să lupți și în care să fii capabil să îngheți acolo în iadul alb. Adică eu aș fi putut să mor acolo dacă organizatorii nu m-ar fi oprit din cursă, eu m-aș fi dus până în pânzele albe. Și probabil că dacă m-aș fi culcat în noaptea aceea când aveam hainele ude și aveam degerături, poate nu m-aș mai fi trezit. Nu mai ieșeai de acolo, da. Da. Și în primul rând, asta este important, să găsești acea scânteie care să-ți dea puterea să mergi mai departe. Și apoi să găsești curse, să găsești campanii, să faci să începi să miști lucrurile. Îmi amintesc și acum că alergam în Parcul Central la Cluj pentru o competiție 24 de ore. Și era duminică dimineață și vreau să beau o cafea. Deja alergasem de aproape 18 ore prin parc și vreau să beau o cafea. Și era doar o singură cafenea deschisă. Imaginați-vă un tânăr la ora 8 dimineața în pantalon scurs, fără tricou, fără nimic pe el, mergând la o cafenea și cerând o cafea. Și Vasi, care mi-e acum prieten, m-a întrebat, dar băi băiete, cu tine ce la ora asta? Ce faci așa dezbrăcat pe aici alergând? Și am început să vorbesc cu el despre ceea ce fac pentru copiii bolnavi. Și a spus, wow, dar vrem să ajutăm și noi. Hai să facem o zi prin care toate cafelele noastre să fie donate
tot ce se consumă într-o zi să fie donat pentru copii. Noi înainte nu ne cunoșteam, eu cu Vasi. Și totuși, el fiind inspirat de povestea mea, a reușit să mobilizeze comunitatea lui din cafenea ca să ajute copiii. Și asta este frumos, pentru că puterea exemplului, puterea binelui este mult lipsitoare. Trebuie doar să ajungă mesajul la oamenii potriviți. Așa cum mesajul meu a ajuns la voi și uite că ne-am întâlnit după atâta timp. Podcast realizat cu suportul rapid asic.md, profesioniștii care au grijă de tine.